Ce m-a determinat să mă apuc de agricultură? Am lucrat în industrie până în 2003. În 2003, în Alba Iulia, s-a cam terminat industria. Și efectiv am avut de ales spre agricultură sau să fac ce făceau românii pe vremea aia, să plec din țară. Și am ales asta. M-am apucat de agricultură acum după ce am terminat facultatea de zootehnie. După ce am venit la Noșlac, am privatizat și lucrez în prezent cam în jur de 250 de hectare. Și am făcut niște proiecte prin GAL. Un proiect l-am făcut pe pica mea cu creșterea ovinelor. Și pe firma Roespa am luat o semănătoare de porumb pe 6 rânduri. Deci prin GAL ne-am ajutat foarte mult. Legat de GAL, de grupurile de acțiune locală, au fost benefice și sunt benefice în special pentru zonele rurale, unde sunt proiecte de mai mică anvergură și ca finanțare și ca mod de implementare. Deci GAL-urile au fost benefice. La nivelul comunei Noșlac, am 4 proiecte. Odată am avut proiectul construcția unui clădiri multifuncționale și amenajarea centrului civic, un proiect de 80.000 de euro, s-a încheiat, s-a derulat, deci este finalizat. De asemenea, un alt proiect a fost dotarea la Căminului Cultural cu aparatură audio-video și echipament pentru formația de dansuri, costume populare, și acesta a fost finalizat. Suntem în derulare cu 2 proiecte, acum sunt finanțate, amenajarea unei văi și podețe, șanțuri betonate. Am luat un tractor care îmi lipsea, era foarte necesar. Dacă s-ar mai putea, dacă mai este producție, să aș mai achiziționa ceva utilaje, că mai trebuie. Deci ca să putem face producție, să putem face, ne trebuie încă utilaje. Sperăm ca în perspectivă să reactiveze GAL-ul, să fie finanțate în așa fel încât proiectele care le avem în perspectivă să prindă roade.